Ne și, după cum puteți vedea, bine, ne și aflăm pe dealul Filaretului, în fața primei gări a Bucureștiului, practic în locul de unde a început povestea căilor ferate din oraș și a gărilor bucureștene, gara Filaret. Gara Filaret care s-a inaugurat în octombrie 1869, la 31 octombrie, după data oficială, și care a fost reprezentat prima gară a orașului. A fost practic punctul terminus al căii ferate care venea de la Giurgiu, prima cale ferată din Muntenia, cea de la Giurgiu la București, Filaret. O construcție tipic britanică, pentru că a și fost realizată de concesionari britanici, de Societatea Căii Ferate București, Filaret, Giurgiu, care era condusă de John Trevor Barclay și asociatul său John Staniford, amândoi ingineri britanici. O cale ferată care, paradoxal, a fost foarte importantă pentru traficul de marfă. Asta a și fost scopul în care a fost creată, pentru a înlesni transportul de cereale către portul de la Giurgiu și de acolo transbordarea pe vase și transportul către Marea Britanie. Marea Britanie, în acea perioadă de a doua jumătate de secol XIX, fiind mare imperiu colonial și armata britanică fiind unul dintre principalii parteneri comerciali ai statului român, să zicem, pentru exportul de cereale. O clădire care arată totuși foarte bine după 150 de ani de existență, care a rămas cât de cât nemodificată, a avut oarecum o soartă fericită, deși astăzi vedeți că nu e în cea mai bună formă și arată totuși vârsta, dar a avut o soartă fericită pentru că n-a suferit modificări de-a lungul istoriei sale, n-a suferit transformări care să-i schimbe stilul arhitectonic, deci este rămasă cât de cât în starea ei pură, așa cum arăta și la începutul secolului 20. În mod paradoxal, ea undeva din anii 20 ar fi trebuit să fie cumva păstrată ca muzeu al căilor ferate. Chiar prin 1924 am găsit niște documente care detaliau acest proiect. La nivelul administrației căilor ferate deja se încetățenise ideea ca în momentul în care gara nu va mai fi utilizată ca stație de cale ferată, practic ea să devină muzeu. Din păcate, proiectul ăsta a rămas numai o frumoasă idee. Ea a funcționat ca gară până în 1960, în toamna anului 1960. Traficul feroviar deja se mutase în noua gară care se deschisese începând din 1954 la periferia orașului, în zona Progresul. Și în 1960 s-a luat decizia de a fi practic demontată, scoasă din uz ca gară. În acel moment s-a pus problema bună. Am scos din uz gara, ce facem cu clădirea? S-a uitat de vechiul proiect de a fi transformat în muzeu și a fost dată la întreprinderea de transport auto pentru a fi folosită ca autogară, utilitate pe care și-o păstrează și astăzi. Așa, și pășind prin interiorul gării, mi-am mai adus aminte câteva aspecte importante despre istoria acestei clădiri care merită reliefate și pe care cei care vor privi acest filmuleț merită să le cunoască. Ea practic a reprezentat un motor economic al zonei, pentru că după ce a apărut această gară în peisajul Bucureștiului și practic în zona asta, a impulsionat dezvoltarea întregii economii din zonă. În jurul ei s-au construit fabrica de chibrituri, fabrica de timbre, tipografia CFR-ului, actualul sediu al primăriei sectorului 5, chiar și uzinele metalurgice Wolf, cele pe care le vedeți în spate, inaugurate în 1910. Nu mai vorbim de fabricile de pe actuala șosea Progresului, fabrica de ulei Phoenix, în timpul comunismului numită Muntenia, fabrica de cafea Frank, toate uzinele Vulcan, chiar toate aceste fabrici au avut racorduri trase din calea ferată care deservea această gară. Unele dintre ele mai sunt vizibile chiar și astăzi, urmele lor, încă se mai, de momentul în care se mai decopertează câte o bucată de pavaj, se mai găsesc șine, se mai pot găsi urme ale foselor acolo. Ce ar mai fi iar important de menționat este că exista o linie care pleca din gara Filaret, cobora acest deal, ocolea parcul Carol și ajungea până în zona Timpuri Noi de astăzi, chiar traversa Dâmbovița și intra în fostele uzinele Metro sau Timpuri Noi, cum le-au cunoscut părinții noștri.
Era o linie inaugurată după primul război mondial, undeva prin anii 1920 și folosită foarte mult pentru reparația locomotivelor în perioada interbelică. Până să apară în 1928 uzinele Malaxa, s-au făcut reparații de locomotive chiar la uzinele Timpuri Noi. Și atunci a fost necesar să-și facă acest racord. Chiar, în fine, era, văzându-se și declivitatea dealului, era o linie care impunea niște condiții speciale de circulație. A fost o întreagă poveste cu ea, dar apare în presa vremii și este demnă de menționat în zonă. Ce ar mai fi foarte frumos de menționat despre Calea Ferată București-Filaret-Giurgiu este faptul că una dintre locomotivele care au circulat pe această linie s-a păstrat, poate fi văzută și astăzi expusă în curtea Muzeului Căilor Ferate, lângă Gara de Nord. O să vedem chiar și noi în filmarea noastră, în momentul în care vom ajunge la Gara de Nord. O locomotivă construită în 1869, care astăzi este piesa de rezistență a patrimoniului feroviar românesc, este cea mai bătrână locomotivă din Parcul Căilor Ferate Române, încă în stare de funcționare. Chiar personal am văzut-o ultima dată, cred că pusă în presiune cu foc în cazan, undeva în 2006, când a fost un moment aniversar în Gara de Nord, a circulat și chiar dacă mi-aduc bine aminte, undeva și în 2014 am mai făcut curse, vă dați seama, e o locomotivă de peste 150 de ani de vechime și nu e așa ușor să o pui în stare de funcționare, dar ea poate funcționa oricând.